Bine ați revenit la scenă. Avem acum alături de noi, avem o prezentare de carte foarte, foarte importantă. Avem Templul de Aramă, biografia lui Padmasambhava, întemeitorul budismului tibetan, scrisă de Lucian Maidanuc, pe care îl avem aici, alături de editura Herald. Și sperăm să vă facă plăcere și să aflați mai multe despre budismul tibetan datorită cărții lui. Mulțumim! Bună ziua, numele meu este Sorin Lucaci, sunt PR la editura Herald și astăzi, pe lângă yoga, pe lângă muzică, aici la festivalul, la cea de-a 15-a ediție a festivalului Namaste India, ne-am gândit și la zona de carte și iată un prilej, o ocazie foarte bună de a prezenta această minunată carte, așa cum a fost puțin mai devreme menționată. Este vorba despre Templul de Aramă, biografia lui Padmasambhava, întemeitorul budismului tibetan, un volum semnat de Lucian Iulian Maidanuc. Această carte, volumul Templul de Aramă, este traducerea în limba română a denumirii tibetane Zangling Ma, sub care este cunoscută prima biografie completă a marelui maestru budist Padmasambhava, numit și Guru Rinpoche. Invitații noștri de astăzi în acest, hai să spunem, periplu, călătorie, dialog ocazionat de recenta prezentare de carte, Madea Axinciuc, profesor universitar, doctor Universitatea din București, director program masteral de studii religioase, texte și tradiții, și pe parcursul discuției noastre o să vorbim și puțin despre înscrierile care urmează, nu? Cât mai aproape înscrierile la acest program masteral, studii religioase, texte și tradiții din cadrul Universității București. Rodica Pop, consul onorific al Mongoliei la București. Ovidiu Nedu, lector universitar, doctor asociat și nu în ultimul rând invitatul special, autorul acestei minunate cărți, Lucian Maidanuc, lector universitar, doctor asociat. Și pentru început, pentru că poate unii dintre dumneavoastră mai buni și mai fini cunoscători s-ar gândi, bun, ce caută Padmasambhava, marele maestru al întemeitorul budismului tibetan, la un eveniment din cultura hindusă, iată, Namaste. Am să-i dau pentru început, pentru a pune în context și a înțelege mai bine toate aceste lucruri, am să-i dau cuvântul lui Lucian Maidanuc, urmând apoi întrebările către invitații noștri. Vă mulțumim și vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, număr atât de mare. O mică precizare aș vrea să mai fac la finalul acestei discuții, dezbateri, întâlniri. Autorul cărții, Lucian Maidanuc, vă așteaptă să vă dea autografe pe cartea sa și de asemenea ne bucurăm și faptul că sunt alături de noi foarte, foarte mulți urmăritori ai editurii Herald. Chiar acum avem această înregistrare pe Facebook. Vă mulțumim mult! Bună ziua! Se aude? Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit aici și mă bucur foarte mult să am ocazia să vă vorbesc despre eroul cărții mele, Padmasambhava. Și acum voi răspunde întrebării lui Sorin, de ce vrem să vorbim despre Padmasambhava la un festival dedicat culturii indiene. Răspunsul meu este foarte simplu, pentru că locul lui Padmasambhava este exact aici. Padmasambhava era indian în toate privințele, așa că el face parte, figura lui, personalitatea lui, face parte din patrimoniul cultural indian. În primul rând, Padmasambhava era născut într-o regiune, într-un regat legendar numit Oriana, care se afla în nord-vestul Indiei de atunci. În al doilea rând, Padmasambhava și-a petrecut o parte foarte bună din viață în locuri foarte cunoscute din India, din nordul Indiei mai exact, de exemplu în Bodh Gaya. În al treilea rând, Padmasambhava a fost discipolul celor mai mari maeștri budiști ai Indiei din acea vreme și
învățătura pe care el a primit-o de la ei și pe care a dat-o mai departe a fost învățătura budismului Vajrayana, care a fost ultima fază în evoluția budismului. Și, mă rog, după ce nu s-a mai putut vorbi despre budism, acest budism Vajrayana oarecum s-a topit în hinduism. Era denominația budistă cea mai apropiată de hinduism, în opinia mea. În al patrulea rând, Padmasambhava, cea mai importantă acțiune a lui Padmasambhava a constat în faptul că a adus această învățătură a budismului Vajrayana din India în Tibet. De fapt, trebuie spus că atunci când vorbim de budism tibetan, există autori care spun că nu ar trebui să-i spunem budist tibetan, pentru că asta înseamnă să uităm, să facem abstracție de rădăcinile sale indiene. Ei spun că denumirea corectă ar fi budism indo-tibetan, pentru că ceea ce a ajuns în Tibet și a îmbrăcat anumite forme culturale tibetane, le putem spune așa, este de fapt un budism indian. Au tradus practic budismul indian și l-au adaptat realităților și specificităților culturale din Tibet. Așa fiind, chiar dacă Padmasambhava în prezent este uitat de indieni, și v-am spus și de ce este uitat de indieni, pentru că India a uitat de trecutul ei budist și mai ales a uitat de trecutul ei Vajrayana. Acum Vajrayana este considerată, budismul Vajrayana este considerat ca fiind o formă de budism specifică Tibetului, ceea ce nu este corect. A pornit din India. Deci, mă rog, nu știu. Așa, chiar dacă s-au întâmplat toate acestea, trebuie subliniat faptul că Padmasambhava a reușit să implanteze în mod durabil budismul în Tibet, budismul Vajrayana în Tibet, și în modul acesta a reușit să contribuie în mod decisiv alături de alți mari maestri la opțiunea Tibetului pentru tot restul istoriei sale de a primi învățături numai și numai din India. A existat la un moment dat și o dispută numită disputa din Samie, undeva în anul 792, când au existat două abordări la Curtea Regală Tibetană, două abordări budiste care s-au înfruntat acolo, o abordare propusă de maeștri chinezi și o abordare propusă de maeștri indieni. Această dispută s-a finalizat cu victoria grupării indiene și, așa fiind, pentru tot restul istoriei, Tibetul a întors spatele învățăturilor budiste din China și a tradus numai texte indiene și toate liniile de transmitere ale budismului tibetan au fost pornite, au fost conectate cu liniile de transmitere din India. Mulțumim, Lucian. O întrebare pentru doamna consul Rodica Pop. Asia, știm foarte bine, fiind, putem spune, casa budismului. O întrebare care apare de la sine este: în ce măsură numărul uriaș de scrieri, de biografii, care l-au ca protagonist pe Padmasambhava, fie practici sau învățături tantrice atribuite lui, se regăsesc în țările asiatice într-un moment sau altul în care s-a propagat budismul? În acest sens, care este percepția în Mongolia asupra lui Padmasambhava? Cartea lui Lucian Maidanuc și contextul de aici mă obligă să vorbesc și despre relația dintre Mongolia și relația culturală dintre Mongolia și India. Primele surse sunt din secolul al XIII-lea, de când mongolii au stăpânit China, iar Kubilai a avut o dinastie care a deschis China, a dezvoltat-o după aproape 100 de ani de război, învingând-o, a devenit împărat al Chinei și a stabilit relații comerciale atât cu Europa, știm aventurile lui Marco Polo, ele au fost posibile datorită împăratului mongol,
dar s-a stabilit un drum al mirodenilor către India. Este momentul în care foarte mult folclor indian a fost transferat în Mongolia. Există povești și legende care din secolul al XIV-lea, și recent am tradus un text mongol cu studenții, o poveste în care unul din eroi este elefant. Este evident un erou indian și nu mongol. În legătură cu această carte care vedem leagă atât de mult culturile acestor țări asiatice, într-adevăr, în secolul al XVI-lea, când regii mongoli au dorit să aibă o religie privilegiată, cum este budismul, până atunci în Mongolia dominant era șamanismul. Au stabilit relații cordiale cu Dalai Lama și împreună s-au ocupat de propagarea budismului în Mongolia. În acest context s-a transferat, ca să spun așa, în vrac și literatură indiană, printre care aceste biografii extraordinare, una dintre ele este prezentată în această carte, care este o premieră în cultura română, dar în același timp este și o carte accesibilă. Explicațiile sunt, deci, dacă eu am înțeles, cred că toată lumea va înțelege, orice noțiune este foarte, foarte bine explicată. Aceasta este și un mare merit al cărții, pentru că ea nu este adresată strict specialiștilor. Deci în Mongolia pot să spun că odată cu textele religioase, mongolii au importat aceste biografii, le-au tradus, le-au studiat, le-au tipărit și odată cu ele au împrumutat și un mare număr de termeni din vocabularul tibetan și sanscrit. Deci, practic, această carte mă face să abordez chiar literatura mongolă dintr-o altă poziție. Așa că vă recomand cu cea mai mare căldură. Mulțumim foarte mult, doamnei Costur Rodica Pop. Ovidiu Nedu, cât este de important personajul istoric Padmasambhava, pe care, iată, Lucian Maidanuc în această carte încearcă să-l elucideze pentru ceea ce înseamnă budism? Păi eu aș spune că suntem foarte europeni când facem această discuție, fiindcă, într-un anumit sens, pentru indieni, paternitatea istorică a textelor sau a tradițiilor nu este chiar de importantă. India chiar are un fenomen interesant, oarecum un fenomen invers plagiatului european, în sensul că se atribuie texte scrise de anumite personaje unor autori clasici. Oarecum prin asta vedem că ei nu sunt foarte interesați de asocierea între o persoană istorică și un autor, mai degrabă sunt interesați de integrarea unui text într-o tradiție de gândire. Tocmai de asta spune că Padmasambhava în sine este interesant, dar poate că nu decisiv pentru definirea unui curent budist. Buddha însuși nu e decisiv pentru definirea budismului, dacă strict vorbind. Buddha este o chestie celebră la un moment dat, că tot ceea ce este bine spus este vorbirea de-a lui Buddha. Am putea traduce chiar vorbire iluminată, fiindcă termenul Buddha e un participiu, nu este un nume propriu. Mă rog, sanscrita nici nu are nume proprii. Dar termenul Buddha, în general, în budism, se comportă mai mult ca un termen comun. De asta spune că Padmasambhava însuși este, nu știu, eu îl văd mai mult ca pe un arhetip decât ca pe un personaj istoric. Acum, evident că asocierea între arhetip și un personaj istoric este ea însă și o chestie foarte interesantă și ceea ce face Lucian în cartea asta este tocmai să asocieze arhetipul predicatorului, unui predicator mai degrabă natural decât al unui revelator. În budism, Buddha nu se consideră neapărat ca revelatorul unor chestii aduse noi omenirii, ci se consideră mai degrabă ca descoperitorul unor adevăruri naturale. Buddha chiar spune că, indiferent dacă el s-ar fi născut sau nu în această lume, lumea ar fi căutat încetarea suferinței în mod firesc. El doar optimizează acest proces de căutare a suferinței. Așa că spune că Padmasambhava este pur și simplu un savant tibetan care caută să reveleze, de fapt nu să reveleze, ci mai degrabă să facă explicită lumii o metodă de eliberare de sub suferință. Așa că a spune că ce face Lucian aici este să descopere, să ne arate biografia unui Newton
tibetan, să zic așa, unui savant tibetan axat asupra suferinței lumii. Acum, dacă este important sau nu, evident că este foarte important să cunoaștem și asocierea istorică dintre un personaj și o linie de învățătură. Pe de altă parte, spune că nu este decisivă ca în cazul creștinismului. Nu putem concepe un creștinism fără Iisus Hristos, însă în budism această asociere este oarecum de alt tip. Cam asta e. Mulțumim, Ovidiu. Madea, aș vrea să ne povestești puțin despre această carte, despre importanța ei, despre importanța lui Padmasambhava și munca pe care Lucian Maidanuc a depus-o la această carte, și apoi să ne povestești, pentru că pomeneam eu chiar la începutul intervenției, este acest prilej, zic eu, important de a discuta și despre programul masteral. Mulțumesc mult, Sorin! Bună ziua! Încep prin a le mulțumi colegilor, pot spune, de acum coechipierilor de la editura Herald. Îi mulțumesc domnului Victor Scrima, foarte modest și discret ca prezență întotdeauna. Iată, aici mulțumesc, Victor, pentru apariția acestei cărți în condiții excepționale, după o muncă susținută a întregii echipe de la Herald și mai cu seamă după o muncă susținută a autorului. Trebuie spus că această lucrare reprezintă teza de doctorat a lui Lucian, teza de doctorat care s-a concretizat ca punct culminant a mai multor ani de studiu, documentare și practică în domeniul budismului, să spunem mai precis, în domeniul budismului tibetan, nu? Cu precizie. Este vorba deci despre o teză doctorală care între îndrumători a avut-o pe distinsa doamnă Rodica Pop, consul onorific al Mongoliei la București. Îți mulțumesc, Rodica, încă o dată pentru acest sprijin, și este vorba despre o teză care pentru prima dată în România, iată, la universitate, se ocupă de budism tibetan pornind de la textul tibetan. Și aici trebuie făcută această precizare. Lucian nu doar a călătorit în India, Tibet, Nepal, ci a început studiul limbii tibetane într-un mod foarte serios. Altfel nici nu putea să facă analiza acestui tratat. Tratatul Zanlingma, despre care ne va vorbi mai mult Lucian, este de fapt o biografie a lui Padmasambhava. Padmasambhava fiind deci marele maestru care este considerat întemeitorul budismului tibetan, supranumit și Guru Rinpoche. Sigur, este vorba despre o teză remarcabilă, contributivă nu doar în spațiul academic românesc. Analiza acestei biografii este făcută cu acribie, cu acuratețe, este făcută în filigran, pornind de la fragmente pe care autorul le traduce în limba română pentru prima oară din limba tibetană. Sigur, așteptăm, Lucian, traducerea întregului tratat în limba română, sperăm curând. Pe lângă această dimensiune care sigur ține de o contribuție masivă în cultura română pentru comunitatea academică românească și nu doar pentru comunitatea academică, și din punct de vedere al comunității internaționale de studii tibetane, avem o analiză inedită a biografiei, pentru că puțini sunt cei care s-au ocupat de această biografie, iar cei care s-au ocupat nu au reconstituit un portret al marelui maestru pornind de la biografie. Așadar, această analiză făcută cu extrem de multă minuțiozitate ne aduce în prim plan imaginea unui mare maestru care, pentru a ne situa așa cum se cade, nu, după cum spune Lucian, iată, este vorba despre un maestru care într-una din ipostazele sale, Iluminatul, nu, ne este prezentat foarte frumos și în carte, nu, ca fiind cel născut din floarea de lotus. Așadar, avem de-a face cu o ființă care s-a născut dintr-o floare de lotus, fără mamă, fără tată, o naștere imaculată, nu, s-a născut ca Buddha și este, deci, iată, nu doar un mare maestru, ci este vorba despre o ființă iluminată. Biografia acestui mare maestru este descrisă în Zanlingma și reluată cu
toată delicatețea și subtilitatea în cuvintele noastre, în limba română, de către Lucian. Deci aceasta ar fi cea mai mare contribuție a cărții. Pe de altă parte, sigur, voi face legătura cu programul masteral, după cum m-a invitat Sorin să procedez. Nu pot să nu le mulțumesc colegilor mei, domnul Ovidiu Nedu. Ovidiu, îți mulțumesc că te afli astăzi aici. Este unul dintre colegi alături de Rodica. Sigur, și Lucian predă în acest moment în cadrul programului masteral de studii religioase, texte și tradiții. Este un program care se ocupă de studiul religiilor lumii. Sigur, avem și cele două sesiuni de admitere, fiindcă ai menționat, Sorin, și îți mulțumesc. Una începe chiar acum în iulie, cea de-a doua sesiune în septembrie. Vă așteptăm. Văd aici și doi absolvenți, pe Vlad și pe Ana Maria. Vă mulțumesc pentru prezență. Da? Și este și Ciprian. Unde este Ciprian? Unde este? Depărtare. Deci, sigur, trebuie spus că încet, încet se concretizează, se cristalizează o comunitate academică, nu? Creată în jurul acestui program masteral, program pe care l-a absolvit de altfel și Lucian, comunitate care își propune, între altele, dincolo de studiul din pasiune al marilor tradiții religioase, să formeze specialiști în domenii destul de vitregite la noi, pentru că, sigur, cunoașterea acestor culturi și cunoașterea acestor limbi rare, vechi, nu este un lucru tocmai la îndemână. Mulțumesc mult, Sorin! Cu mare, mare drag! Lucian, de ce Templul de Aramă, titlul cărții, și care a fost partea din carte care poate ți-a ridicat niște probleme sau ai avut niște provocări? Bun, voi răspunde pe rând acestor două întrebări. În primul rând, denumirea Templul de Aramă este traducerea din limba română a denumirii tibetane Sangling Ma, cum s-a mai zis deja, care a fost dată acestei biografii, având în vedere faptul că ea este o învățătură revelată, îi putem spune, o învățătură terma, și a fost descoperită în secolul XII. Deci această biografie nu este o scriere obișnuită, ci este o scriere, o biografie care a călătorit în timp, putem spune, pentru că ea a fost lăsată de Yeshe Tsogyel, partenera, consoarta spirituală din Tibet a lui Padmasambhava, în secolul VIII, la sfârșitul secolului VIII, a fost ascunsă într-un templu din complexul de temple Samie din centrul Tibetului și acolo a fost descoperită 3 secole și jumătate mai târziu, ceva de genul acesta, în secolul XII, de către Nyangrel Nyima Özer. Deci aici un maestru tibetan care, mă rog, uneori este creditat ca fiind autorul biografiei, dar el spune foarte clar că nu este el autorul, el este descoperitorul acestei învățături terma, acestei învățături revelate. Și descoperirea acestei învățături s-a făcut într-un templu care se numea Kansun Zhangling, care înseamnă templul de Arama celor trei tărâmuri. Și de aici provine numele biografiei. Pentru a răspunde la cea de-a doua întrebare, care este partea din care ți-a ridicat probleme. Care mi-a ridicat cele mai mari probleme. Da, a existat un capitol, capitolul 9, în care am tratat ipostaza lui Padmasambhava ca îmblânzitor de demoni și atunci a fost inevitabil să tratez și despre subiectul foarte, foarte consistent al divinităților locale, spiritelor și demonilor din budismul tibetan. Ai sublinez, majoritatea sunt proveniți din budismul indian, din budismul Vajrayana, venit din India. A fost un subiect care mi-a ridicat probleme din foarte multe puncte de vedere. Deci, în primul rând, nu simțeam o conexiune cu aceste spirite. Nu le înțelegeam. La un moment dat am început să fac și practica lor. Am considerat că este corect să încerc să-i abordez din toate punctele de vedere. Am citit foarte mult despre ei. Și, mă rog, am citit, cartea principală pe care am citit-o este cartea unui tibetolog ceh care a avut un destin destul de trist, deci la puțină vreme după ce a terminat de scris cartea, care mi-a servit drept sursă principală pentru capitolul cu demonii,
a murit în condiții oarecum bizare și s-a vorbit despre faptul că aceasta ar fi răzbunarea spiritelor pentru că a intrat și le-a dezvăluit secretele. Și trebuie să recunosc că mi-a fost și mie puțin frică să nu intru într-un teritoriu interzis, deși nu mă gândeam că o să primesc aceeași pedeapsă, pentru că au și spiritele mândria lor. Mie trebuia să-mi dea una mai mică. Oricum, ideea este că mi-am dat seama că acest capitol este capitolul cel mai important și că dacă voi reuși să-l termin, voi reuși să-mi termin teza. Și asta s-a întâmplat în vara anului 2022 și scrierea acestui capitol s-a întins pe o perioadă nepermis de lungă și la un moment dat chiar m-am plâns doamnelor profesori, am zis: Doamne, nu mai ies odată dintre demonii ăștia, să merg mai departe. Și într-un final am reușit. Și ca să fac pace cu ei până la capăt, nu chiar atunci când am scris capitolul, dar puțin mai târziu, vă spun sincer, adică nu are sens să fac din asta un secret, pentru că am încercat să abordez problematica acestei cărți din toate perspectivele și ca practicant, am considerat că este o idee bună să fac practica gardienilor din budismul tibetan timp de 108 zile zilnic am făcut-o și după aceea m-am simțit puțin mai relaxat în legătură cu ei. Mulțumim mult, Lucian. Doamna consul Rodica Pop, unde ați plasa volumul lui Lucian, Templul de Aramă, în contextul literaturii de specialitate din România? Volumul este o apariție unică. Așa cum am spus în intervenția precedentă, este o premieră. Până acum, tot ce s-a publicat despre Tibet au fost traduceri. E adevărat, traducerile unor cărți bune, dar erau cărți care descriau călătorii în Tibet, experiențele unor călători celebri în Tibet, după care s-au făcut și filme, așa am putut să avem acces la această zonă. Volumul este o premieră, este prezentat un alt aspect al Tibetului. Intrăm în mai multe detalii care, prin modul în care este scrisă și concepută acest volum, face ca accesul oricărui cititor să fie, chiar și un cititor neinițiat, neavizat, să fie posibil. Încă o dată recomand acest volum și îl felicit încă o dată pe Lucian. Cred că, de fapt, nici n-am făcut-o până acum. Îl felicit pe Lucian și mărturisesc că acest volum este teza lui modificată, tocmai ca să fie accesibil publicului. Deci nu este o carte pentru persoane care sunt specialiste în budism, să nu credeți lucrul ăsta. Cartea este accesibilă tuturor celor care doresc să cunoască ceva mai mult despre zona Tibetului, care pentru noi de cele mai multe ori rămâne un mister, tocmai pentru că studenții noștri nu au avut acces la această zonă, au avut acces foarte limitat. De asta vorbim și de acest masterat atât de important, pentru că cei care au o pasiune pentru regiunea respectivă să poată să cunoască mai multe. Acesta a fost, de fapt, cazul lui Lucian. Este un fost student care, până la urmă, el are cu totul și cu totul altă meserie. Nu este un specialist în religii sau în limbi orientale sau istorie orientală. A fost student al acestui masterat. Și rezultatul a fost un doctorat excelent și un volum care este o premieră în cultura română. Mulțumim foarte mult. Ovidiu, ce are specific budismul tibetan comparativ cu budismul indian? Păi a spune că asta este poate cel mai interesant aspect legat de Padmasambhava. Padmasambhava oarecum reușește o fuziune interesantă între o religie populară, între Bön și budismul indian. Problema este ce rezultă, cum am putea, în ce măsură mai putem spune despre acea religie de sinteză că este budism. Iar întrebarea e mult mai complexă, fiindcă în ultima instanță ea bate la o întrebare și mai
fundamentală, și anume prin ce se caracterizează o confesiune. Mi se pare că răspunsul este destul de clar. Nu avem probleme la definiți, știu eu, ca creștini majoritatea de aici sau ca adepții unei alte religii. Pe de altă parte, când ne uităm la budismul indian și la budismul tibetan, vedem că relația dintre diferitele subconfesiuni nu e chiar atât de simplă. Budismul indian și budismul tibetan au practic viziuni despre lume foarte diferite. Ele ce au în comun au o perspectivă similară asupra omului și asupra problemei fundamentale a omului, care este suferința. Dar contextul cosmologic este foarte diferit în cazul celor două tipuri de religie. Așa că am putea spune că o religie nu se caracterizează neapărat printr-un set de convingeri despre lume, cât mai degrabă despre o analiză a experienței existențiale a omului. Așa că eu spune ce au în comun cele două tradiții religioase ar fi modul în care văd problema omului, nu neapărat modul în care văd lumea. Sunt sisteme de credințe destul de diferite când vine vorba de cosmos, dar similare în privința modului în care se raportează la om. Ce au în comun au o perspectivă destul de pesimistă asupra condiției umane. Ce le diferențiază este faptul că lumea este structurată cu totul altfel în cele două tradiții. Ce am putea învăța noi acum din chestia asta este că nu contează chiar atât de mult cum vedem lumea pentru a aborda o cale într-un mod spiritual. Asta spune că este, nu știu, lecția fundamentală, poate, pe care o putem lua de la evoluția budismului. Budismul e foarte, foarte heterogen din punct de vedere cosmologic. Adică, din India până în Thailanda, viziunile asupra lumii nu mai sunt aceleași. Totuși, ceea ce face ca budismul să aibă o anumită coerență internă în multiplele sale școli, este modul în care se raportează la experiența umană. Oarecum psihologia budistă este cea care dă identitatea budismului și mai puțin teologia, în măsura în care putem vorbi despre teologie în cazul unei religii care are inclusiv ramura teie, cum e budismul hinayana. A spune că e omul cu diagnosticul său existențial și cu remediul său existențial, ceea ce este comun de-a lungul întregului budism. Mai puțin însăși, mai puțin sistemul său despre lume, care este foarte divergent în cazul școlilor diverse. Mulțumim, Ovidiu. Lucian, cartea are două imagini interesante. Una în interior, la început, și una cea de pe copertă. Ce le poți spune despre ele? Ambele imagini au o energie foarte interesantă, din motive foarte diferite. Ambele imagini îl învățișează pe Padmasambhava să fie limpede din start. Am să încep cu imaginea care este pe una dintre primele pagini, primele trei pagini parcă ale cărții. Este probabil imaginea cea mai celebră a lui Padmasambhava. Îi se spune Gurunga Drama, ceea ce înseamnă arată ca mine. Această imagine se referă la o statuie a lui Padmasambhava, care a fost făcută în secolul 8, în timpul vieții lui, și care are următoarea istorie. Se spune că Padmasambhava a văzut statuia după ce era făcută și a zis, arată ca mine. După care a binecuvântat statuia, în felul ăsta dându-i puterile lui, pretinde tradiția, și a spus, acum este ca mine. Din păcate, această statuie celebră a fost distrusă în timpul Revoluției Culturale, undeva în anii 1960-1970, ceva de genul acesta, de către gărzile roșii ale chinezilor, din motive pe care nu le cunoaștem. Așa că ceea ce mai avem acum este o fotografie făcută, făcută după statuie, înainte ca ea să fie distrusă, de către regina mamă a Sikkimului. Cealaltă fotografie, pentru care vreau să mulțumesc celor de la editura Herald că au acceptat includerea ei chiar pe copertă, reprezintă tot pe Padmasambhava și este făcută chiar de mine în Sikkim, într-un loc numit Namtsi, din sudul Sikkimului. Este fotografia unei statui uriașe a lui Padmasambhava de acolo, pentru că se spune că Sikkimul este chiar tărâmul lui. Însă, pentru fotografia asta, vă spun sincer că am plătit cu sânge, pentru că chiar în ziua în care am fost în Namtsi și am făcut fotografiile, am
am avut mai multe lipitori pe mine. Lipitorile din Sikkim sunt foarte jucăușe și nu au nevoie neapărat de apă, de lacuri sau ceva de genul acesta. Una, vă spun sincer, sigur mi-a sărit pe mână chiar de pe creanga unui copac în timp ce mergeam cu mașina și eram cu o mână afară scoasă pe geam, ca să vă dați seama. Deci aceasta este istoria celei de-a doua fotografii. Mulțumim, Lucian. Madea, cu acest volum a fost inițiată o nouă colecție pe care tu o coordonezi, foarte frumos intitulată Religiile Lumii. Religiile Lumii, un alt volum pe care vi-l recomand și pe care îl găsiți la standul editurii Herald, 150 de metri pe alee. Veți găsi acolo standul și cartea aceasta, Religiile Lumii, în care Lucian Maidanuc, autorul cărții de față, are și un articol despre budism alături de alți colegi de la programul masteral-doctoral condus de Madea. Ce ne poți spune despre această colecție? Mulțumesc, Sorin. Da, este o primă colecție pe care o avem în vedere, astfel încât să poată fi puse în lumină contribuțiile relevante ale cercetătorilor români tineri. Este, așa cum a spus colega mea, doamna Rodica Pop, s-a scris mult despre religiile orientale și s-a tradus la noi puțin. De regulă însă avem traduceri. Fie avem traducere ale unor texte fundamentale, fie avem traducere ale unor texte de exegeză, de interpretare, traducere ale unor comentarii, făcute la prima mână sau la a doua mână, nu din original sau din a doua, a treia variantă de traducere. Ceea ce lipsește la noi pentru cei care doresc să se formeze în acest domeniu este o albie, un făgaș care să le ofere prilejul să și publice în momentul în care lucrările lor sunt remarcabile, cum se întâmplă în cazul acestei teze doctorale. Așadar, este vorba despre o colecție care aduce în prim plan cărți de autor, adică nu cărți ale autorilor români, despre mari texte ale lumii, despre tradiții, rituri, despre artă, nu? Iată, vom avea probabil, sau cel mai probabil, și interpretări de imagine. Așadar, o colecție care este inaugurată acum cu lucrarea lui Lucian și sperăm să își găsească un drum foarte frumos, pentru că sunt deja tineri care au terminat teze doctorale impresionante și care, sigur, sperăm, vor fi publicate în această colecție. Eu aș și aminti câțiva dintre colegi, Beniamin Chircan, da, Ioana Zamfir, Ioana Bujor. Sunt câțiva oameni care au făcut acest efort, această strădanie de a se familiariza cu limbi care le oferă acces la tradițiile pe care le studiază. Acești oameni pot aduce pentru prima oară la noi traduceri din original ale textelor fundamentale care stau la baza tradițiilor pe care le studiem. Da. Asta înseamnă, nu, care constituie canonul acestor tradiții, canon la care, vă spun cu surprindere poate, sunt cărți care nu ne sunt cunoscute. Se vorbește foarte mult despre hinduism, despre budism, despre taoism, dar iată că dacă intrăm mai adânc, vedem că nu sunt cunoscute aceste texte, nu sunt citite, se vorbește la modul general, este foarte multă politică atunci când se vorbește despre marile religii ale lumii și este foarte puțină cunoaștere. Așa că acest masterat asta își propune, iar colecția dorește să adune aceste roade ale tinerilor care, să știți, nu sunt deseori publicate și este păcat. Apar contribuții relevante și ele rămân ca teze doctorale în arhiva unei facultăți. Este mare păcat. Așadar, încă o dată, mulțumire editurii Herald pentru această inițiativă, cred eu, unică. Și mai ales un lucru important, toate abordate dintr-o perspectivă neconfesională academică. Sigur, ce înseamnă neconfesional? Neconfesional înseamnă că este o colecție care nu va așeza niciodată vreo tradiție
pe o altă treaptă decât cea mai înaltă treaptă, nu? Deci toate tradițiile, în măsura în care sunt autentice, se află pe cea mai înaltă treaptă. Nu există o tradiție deasupra altei tradiții, pe de o parte. Pe de altă parte, abordările nu sunt apologetice și confesionale, nimeni nu va face prozelitism. Trebuie spus, cartea lui Lucian este o carte academică, scrisă cu cea mai mare rigoare. E adevărat, avem aici un practicant, nu? După cum v-aș și mărturisit, un practicant al budismului, dar acest lucru nu influențează cartea, însă îi dă profunzime. Și aici trebuie să revin să spun că oamenii care scriu despre marile tradiții și au o cunoaștere din interior a acestei tradiții, nu doar din fotoliu, sigur că au o mult mai mare subtilitate în a scrie despre ele. Și de aceea, încă o dată, sigur, recomand această teză, această lucrare. Sorin, fiindcă spuneai și de volumul Religiile Lumii, și acolo și în această lucrare vreau să atrag atenția asupra unui subiect pe care Lucian îl tratează cu multă atenție. Ce este cu adevărat tantra, tantra budistă? Pentru că există și aici foarte multe răstălmăciri, foarte multe abordări de tarabă comerciale, pentru a vedea ce este cu adevărat tantrismul, ce este, nu, ce înseamnă tantra, iarăși recomand această teză. Mulțumim foarte mult, Madea. Doamna Rodica Pop, ne luăm la revedere pentru că are urgență și trebuie să plece și îi mulțumim foarte, foarte mult pentru că a fost astăzi alături de noi. Mulțumim foarte mult, doamna consul Rodica Pop. O precizare la cele spuse de Madea vrea să facă Lucian. Da, mi se pare foarte util să precizez faptul că am înțeles cât de dificil este a vorbi despre tantra budistă și faptul că există foarte multe prejudecăți și foarte multe înțelegeri mai mult sau mai puțin eronate în legătură cu ea. Și am înțeles că este foarte important ca atunci când îl prezint pe Padmasambhava ca fiind un maestru al tantrei budiste, al Vajrayana, să definesc corect contextul. Și am făcut acest lucru în capitolul 4, unde opinia mea este ușor diferită de a lui Ovidiu Nedu. Avem o dispută care datează din 2016 în privința aceasta și care nu se va termina curând. Tantra budistă este fundamental diferită de budismul indian. Mă refer la cel Vajrayana. Așa cum am arătat mai devreme, acestui budism s-a spus budism indo-tibetan, pentru a sublinia, pe de o parte, faptul că și-a găsit împlinirea în Tibet, înflorirea în Tibet, iar pe de altă parte, pentru a sublinia proveniența sa din India, deci legătura intimă care există între ele. Trebuie să repet din nou, opera principală a lui Padmasambhava constă în faptul că a dus acest budism Vajrayana din India în Tibet și a făcut în Tibet, el este cel care a pornit această acțiune de adaptare a budismului Vajrayana. Dar nu este un budism, budismul tibetan nu este, deci revin și spun limpede, nu este un budism fundamental diferit de cel indian. Și nu are sens să punem budismul indian și budismul tibetan în dihotomie, pentru că la fel de bine putem vorbi despre budism chinezesc, budism hotanez, care este complet dispărut între timp, budism japonez, budism corean și așa mai departe. Deci când vorbim despre budism, trebuie să ne gândim la cele trei mari denominații budiste, care sunt Hinayana, Mahayana și Vajrayana. Și să le încadrăm așa, nu după zone folclorice, mă iertați pentru gluma aceasta. Deci nu are niciun sens. Iar în privința asta, absolut sigur, fără niciun dubiu, budismul tibetan este continuatorul, legatarul budismului Vajrayana provenit din India, budismului indian, în alte cuvinte. Mulțumim pentru această precizare, Lucian. Iată, aici se încheie evenimentul nostru, Templul de Aramă, biografia lui Padmasambhava, întemeitorul budismului tibetan, cartea pe care o vedeți pe masă, semnată de Lucian Maidanuc. Au fost alături de noi invitații noștri, Madea Xinciuc, profesor universitar, doctor, Universitatea din București, director al programului masteral de studii religioase, texte și tradiții, doamna consul Rodica Pop, consul onorific al Mongoliei la București, Ovidiu Nedu, lector
lector universitar, doctor asociat și, nu în ultimul rând, Lucian Maidanuc, lector universitar, doctor asociat și autorul cărții. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm la autografe pe care cu multă generozitate vi le va oferi Lucian Maidanuc. Mulțumim!